Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profume. Iată, ne uităm la treabă. Nu mai suntem pe gânduri Cipriane. Ciprian, parcă nu? Cosmin. Cosmin. Da, a trecut weekendul câteva zile și ți-am uitat. Cosmin, dacă nu sunt, ți-a anunțat colegii că facem tema pentru mâine? Eu le-am zis, dar colegii. Treaba lor. Dacă nu și-au făcut tema, să zicem, s-au uitat. Dar nu s-a așa silitorii. Nu s-a așa silitorii. Nu s-a așa silitorii, dar am înțeles. Nu-i interesează chiar la mult timpul tema. Ei, se pot duce și la școală fără tema făcută, nu? Da. Sau asta e practica. N-au nicio supărare că nu și-au făcut tema. Și s-au făcut-o, și-au făcut-o. Într-o pauză repede mă zgălesc ceva acolo. Gata, tema. Dar totuși, în loc să fumezi o țigare, trebuie să-și mă zgânească acolo. Ce zic, Cosmine, caietul, caietul. A, nu, nu zic chiar așa. Nu? Da. Dar ce, în clasă sunt mai buni ca tine mulți? Cât sunt peste tine? Hai să vedem. Păi eu sunt cam la mijloc, ar mai fi vreo 10 lei, nu chiar 10, păi vreo 6. Aceia totuși sunt interesați, să înțeleg eu. Da, da. Nu? Dar ce își fac tema? Că reușesc ei singur, nu am nicio emoție, nu? Da, își fac tema. Așa. Deci nu pot eu să-i trezesc interesul. Dar spune-le că sunt și chestiuni foarte frumoase, interesante. Păi, fă-mi acolo la fel de promovare a lecțiilor. Măcar unul știe, Mihai, nu? Da, da. Dar Mihai, crezi că nu urmărește ce spui tu? Nu știu dacă urmărește. Ai întrebat la Mătrelan, nu stai bagă cu el? Ba da, stau bagă cu el. Și nu m-ai întrebat, băi, dar cum îți faci temele? Mai copii și el în clasă. Din clasă, la tine, dacă. Are șansa asta. Nu știa ce copii, dar copii. Doar asta sunt de plus, că e măzgarit acolo. Până vine ca atunci când a zis. Dom'le, la ecuații raționale, zic în fiecare la pătrat. Te minte? Da, așa am învățat în formula. Așa. Da, dragilor, hai să ne intitulăm funcții elementare. Elementare. Uite, Cosmine, n-avem cum să vorbim de limite de funcții dacă nu ne amintim tot capitolul, toate partea asta cu funcțiile întâlnite pe parcursul școlii. Da. Da? Deci trebuie să trecem în revistă toate funcțiile elementare, pentru că îndată o să vezi, pe baza funcțiilor elementare se pot face funcții compuse. Da? Și de aceea le trecem în revistă. Da? Și prima categorie de funcții o constituie funcțiile polinomiale. Funcții polinomiale. Miale. Ce înseamnă funcții polinomiale? Înseamnă că legea de corespondență este un polinom de gradul 1, de gradul 2, da? De gradul 3 și mai departe. Da. Bună, cea cu care te-am întâlnit încă din clasa noastră este funcția de gradul 1. Da. Da? Deci funcția de gradul 1. 1. Funcția de grad 1. Funcția de gradul 2, care e de fapt o funcție f care are legea f de x egal cu a x plus b. Da? Adică x-ul e la puterea întâia. Da. Și nu e corect definită, trebuie să îi prezez domeniu și codomeniu. Deci f e definită pe f cu valori în f. Da? N-am niciun motiv de supărare la funcția de gradul 1. Domeniul definiției rămâne orice număr real. Da. Că indiferent ce x au și locul eu, de fiecare dată găsesc Y, da? Așa, iar AB și C, AB, A și B sunt niște numere reale. Da, A și B sunt niște numere reale. Deci, deci funcția de gradul 1. Expresia după care obțin Y este un polinom de gradul 1. Da, un polinom de gradul 1. Apoi, funcția de gradul 2, care are legea f de x egal cu ax pătrat plus bx plus c, da?
F de X egal cu AX pătrat plus BX plus C, tot așa. Cu F definită pe el, cu valori în el. N-am nimic de obiectat în privința mulțimii domeniului definiției. Poate să fie și funcție de grad 3, adică polinomul este, nu? F de X egal cu AX la 3-a plus BX pătrat plus CX plus D. Atât. Plus D. De aia zicem că e un polinom de grad 1. Deci eu am intitulat toate astea funcții polinomiale. Da? Că toate au expresii, nu, ca legi de corespondență, sunt niște polinomi de grad 1, grad 2, grad 3. Și acum să încercăm să le luăm pe fiecare în parte. Deci, funcția polinomială de grad 1. Poate să fie și funcția constantă. Deci când polinomul are gradul 0. Da. Da? Deci, iată că pot să zic așa, funcția constantă. F de x egal cu o constantă k. Da? Deci nu are variabil la x aici. Da. E x la 0. Deci gradul polinomului este gradul 0 aici, da? Da? Gradului polinomul de exprimare este gradul 0, nu pot să-i spun gradul 3 care trebuie să existe x la 3, nici gradul 2, nu există x la 2. Deci e gradul 0. Polinomul acela are gradul 0. Ea fi definită pe el, prin nicio problemă n-ar fi, cu valori în el. Hai să vedem ce înseamnă funcția f de x egal cu 2. Deci e funcția exemplu, acum merge cu exemplu funcția f de x egal cu 2. Ce ar reprezenta asta? Dacă aș face tabelul de valori, că asta înseamnă să văd care sunt y-ii, am spus-o și altă dată, problema care mă frământă este să văd mulțimea y-ilor. Când mi se dau funcții, asta înseamnă. Cercetarea funcției înseamnă să vezi mulțimea y-ilor care apar. Când x-ul e 0, cât este f de 0? F de 0. Aici te uiți, f de 0. Nu, că ești cu 0. 2 ori, dar doar x. 2. Deci pentru x egal cu 0 e 2. Pentru x egal cu 1? 1. Cum? E tot 2, că nu... A. Păi dacă nu are x. Păi n-are x. Te rămâi tot tipul 2. A. Dacă ar fi avut x, să înlocuiam. Da? A, da. Deci rămâi tot 2. Pentru x 1 pe 2, tot cât 2. Este? 2. Pentru x minus 1, cât rămâne? Cât e? 2. 2. Și tot timpul e 2. Indiferent ce x, da. Tot timpul... Și x-ii care zic spre plus infinit, y și tot 2 vor fi tot timpul. Da? Tot 2 tot timpul. Așadar, dacă vrei să vedem imaginea, să vedem care e mulțimea de adevăr pentru predicatul ăsta, înseamnă așa, să iau un sistem de axe, nu? Rapid. Așa. Și o x, o y și unitate de măsură, iată 2. Când x-ul ia valori la minus infinit la plus infinit, y-ul e tot tipul 2. 2, da. Deci ce este f de x egal cu o constantă, cu 2 de data asta? Este o paralelă la axa x-ul, situată la distanța de 2 unități, dacă e 2. Dacă ar fi 3, la 3 unități. Dacă ar fi minus 1, la distanța minus 1 și mai departe. Deci f de x egal cu o constantă, da? Puteți spune, f de x egal cu o constantă, are graficul său, ce are această funcție? Graficul său este o paralelă la axa, o paralelă la axa x dusă la axa x dusă prin punctul de pe y, nu? Prin punctul de pe y situat la distanța k. Cât e aceea? Dacă e 2, 2, dacă e 3, 3, deci pe acolo se duce. Cine este f de x egal cu 0? Ia să văd, ai putea să spun f de x egal cu 0. Deci constanta k este 0. Hai. Orice valoare de unui x, tot 0. Tot 0. Deci, din seara ce x, tot 0 obții. Este chiar axa x-ilor. E chiar axa x-ilor. Nu-i 1, nu-i 2 ca să duc mai sus sau mai jos, sau minus 1, minus 2. Ci chiar axa x-ilor. Deci f de x egal cu 0 înseamnă y egal cu 0 și așa asta este echivalentă cu x, x prim.
axa x. Da? F de x egal cu 0. Înseamnă y e egal cu 0, că f de x e y, de fapt. Și înseamnă axa x. Asta este y egal cu 0. Axa x. Nu e o paralelă mai sus sau mai jos. Când nu am valoarea lui y, cât este, la cât o duc, mai sus sau mai jos. Da? Spuneam la 2 aș duce la 2, la 1 aș duce pe la 1, la 1, și 1 pe 2, pe la 1 pe 2 o duc și mai departe. Asta este o funcție constantă. Deci graficul funcției constante este o paralelă la axa x dusă printr-un punct de pe y care se află la distanța indicată de k. Da. E limpede, da? Hai să vedem funcția de gradul 1. Funcția de gradul 1. Exemplu, f de x egal cu minus 3x plus 2. Păi, nu facem decât să luăm tabelul de valori, că asta înseamnă să studiem mulțimea despre x și de la minus infinit la plus infinit, nu? Am zis tot timpul. La funcțiile polinomiale, domeniul de funcție funcția mulțimea numărul reale. Da. Și, când x e 0, cât este y-ul? Îl obținem după rețeta asta. Pentru x egal cu 0, f de 0 cât face? F de 0 egal cu 2. 2. Minus 3 ori 0 plus 2, 2. Când x-ul e 1, f de 1. F de 1 egal cu minus 3 plus 2, minus 1. Minus 3 plus 2 face minus 1. Când x-ul este 2, f de 2. Minus 3 ori 2 plus 2 egal cu minus 6 plus 2, minus 4. Minus 4. Deci la x egal cu 2, la 1 a zis că este, cât este minus 1, la 2 este minus 4. Și așa mai departe. La minus 1, iarăși putem să găsim că este minus 3 ori minus 1 face 3 cu 2, 5. Și puncte, puncte. Hai să reprezentăm grafic. Adică spunem întreaga de mulțime de perechi. Noi aveam câteva date așa, să văd dacă ne reușim să intuim graficul după punctele astea, perechile. Mai întâi minus 1, 5. Când x-ul e minus 1, y-ul este plus 5. Respecti acolo unitatea de măsură, da? 1, 2, 3, 4 și 5. Paralele și gata, găsim punctul. Când x-ul e 0, y-ul câte mi-a dat? X-ul e 2. 2. Când x-ul este 1, y-ul este minus 1. Da? Când x-ul e 1, y-ul este minus 1. Când x-ul este 2? Minus 4. Minus 4. Minus 2, minus 3, minus 4. Și acum, sigur că de la minus 1 până la 0 am multe valori ale lui x care vor determina alți y. Și puse punctele unul lângă altul, iată că începe să se observe care ar fi între minus 1 și 2, apoi în continuare pe aici, între 0 și 1, este și apoi... Dreaptă. Este o dreaptă, sigur că da. Ușor de intuit, după ce am găsit câteva puncte, iată, graficul este o dreaptă. Da? Este vorba de dreapta de ecuații y egal cu minus 3x plus 2. Și dacă ducem totul în stânga, vine y plus 3x minus 2 egal cu 0. Aceasta e ecuația dreptei, spune. Ea ne indică mulțimea perechilor de puncte x și y care verifică relația asta. Și atunci asta, zicem că y sau 3x plus, hai să zicem, 3x plus y minus 2 egal cu 0 reprezintă ecuația dreptei. 3x plus y minus 2 egal 0 reprezintă ecuația dreptei. Spunem că, de fapt, graficul funcției de gradul 1, care este graficul funcției de gradul 1? Este o dreaptă. O dreaptă. Da? O dăm asta. Observați, graficul funcției de gradul 1 este o dreaptă. Mergem mai departe la funcția de gradul 2.
să zicem funcția de grad 2. Funcția de grad 2. Hai să luăm un exemplu. F de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Cu f definită pe el, nu? F definită pe el cu valori în el. N-am nicio îndoială, nu mi-e definit să-ți fung mulțumesc acum numerul al rea. Acum să încercăm să găsim graficul funcției. Mai întâi să găsim mulțimea de valori, să o intuim cât de cât prin tabelul de valori. Și anume, să folosim tabelul, când x-ul de la minus infinit la plus infinit, așa, începem să dăm valori. Când x-ul e 0, y-ul cât este? Asta... 6, sigur că da. Când x-ul este 1, y-ul cât este? 1 minus 5 minus 4 plus 6, 2. 2. Când x-ul este 2, y-ul cât este? 4 minus 10 minus 6 plus 6, 0. 0. Deci imaginea lui 2 este 0. Când x-ul e 3, 9 minus 15 6 plus 6, 12. Deci când e 3, da? Da. 9 minus 15 plus 6. Deci 9 și 12. 9 și cu 6 fac 15. 15. Minus 15? Minus 15. Păi nu 5 ori 3? Nu, nu, cât pixul 3? Da, eu ne-am urcat. Cât vine? 9 minus 15 plus 6 face 0. 0, da. 0. De fapt, practic, cum să obțin 2 și 3? Egală cu 0. Da. Și când egalăm cu 0, rezolvăm ecuația că se rădă cele 2 și 3. Invers acum. Noi am dat valorile 2 și 3 și am constatat că y-ii corespunzători sunt 0. Nu? Da. Y-ul este de fiecare dată aceeași valoare, 0. Când x-ul este, hai să spunem, 4. Ia să vedem, când x-ul e 4. Cât este y? 16 minus 20, vine minus 4 plus 6, 2. 2. Când x-ul este 5. 5 la a doua 25 minus 6. 6. Observăm că apare o simetrie. La 1 și la 4, tot 2. 2. La 2 și la 3, 0. La 0 și la 5, 6. La minus 1 și până la 6. Vedem, nu mai dă aceleași valori. Obținem aceleași valori. Ia să vedem. La minus 1 la 3, minus 1 la 0. E 1, 6 plus 6, 12. 12, da? Da, la minus 1. Da, deci 12. La 6, ar trebui să dea tot 12. Ia vreți, așa este? Da, așa. 6, 6, 6, minus 30, 6 plus 6, 12, da? Tot 12. Da, și se vede simetria, da? Da. Este o simetrie a valorilor foarte clară. Înseamnă că există aici și undeva, între 2 și 3, un x care are un x între 2 și 3 și am să le iau 2,5, chiar în mijlocul, adică 5 pe 2. 2,5 între 2 și 3, la mijloc, este care înseamnă 5 pe 2. 5 împărțit la 2 fac 2 și jumătate. Ia să vedem cât este f de 5 pe 2. Ia fă-ți repede, f de 5 pe 2.
Câte ori, da? Minus 1 pe 4. Hai să luăm sistemul de axe, să încercăm să reprezentăm perechile de puncte găsite, să vedem ce obținem. Și începem. Când x-ul e 0, y cât ne-a dat la 0? 1, nu? Y-ul este 1. Când x-ul este 1, cât am găsit? Când x-ul e 2. Y-ul este 2. Deci la 1, y-ul este 2. Deci ducem paralele. Y egal cu 2, știi acum ce înseamnă? Y egal cu 2 e o paralelă. Da. Deci y egal cu 2 e o paralelă dusă la axa x-ilor, pero la o distanță de 2 unități. Și în clipa asta, x-ul este 1. Tot timpul, x egal cu 1, înseamnă că este o paralelă la axa y-ilor în data asta, în care rămâne x-ul tot timpul, oriunde ne-am oprit, x-ul e la distanță de 1. Și atunci, paralelele și sunt întâlnite într-un punct. Și ăsta este un alt punct, 1 și 2, x egal cu 1, y egal cu 2, un alt punct din graficul funcției respective. Apoi, când x-ul este 2, cât este când x-ul este 2? Y este 0. Chiar aici. Nu e mai sus, nu e mai jos. Chiar pe axa x-ul. Când x-ul este 3, y cât este la 3? Tot 0. La x egal cu 3, y e tot 0. Când x-ul este 4, y cu cât este la 4? Y cu 2. Spui tu, da? Bun. Deci, pe la 2, știi bine că am dus-o pe la 2, continuăm cu paralela care se întâlnește cu asta la altă, de la 4 în punctul ăsta. Când x-ul este minus 1, Y-ul la minus 1, Y-ul este 12, da? Din păcate nu prea am unde să-l reprezentez. 1, 2, poate tu ai 3, 4, 5 și așa mai departe. Undeva pe acolo, pe sus, pe perete ar veni. Când X-ul este chiar jumătate între 2 și 3, aici a fost 1, 2, 3, 4, 5 pe 2, cât este imaginea? Imaginea în 5 pe 2 este minus 1 pe 4. Da? Minus 1 pe 4. Ei. Și acum, sigur că eu aș fi avut mulți x. Și simt așa, când x-ul e 0, cât am zis când este la 0? 1. Y e 1? 6, mă. Da, e 6. Când x-ul e 0, Y e 6. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pe aici până la. Între 0 și 1 am mulți x care vor da mulți y. Y între 6 și 2. Deci, așa pus în unul de altul, iată cum apare repede imaginea. Imaginea pusă, deci punctul de parte. Aici pare a fi cel mai de jos punct și o să studiem. Și mă duc așa. Iată graficul funcției. Cum spunem că este a funcției de gradul 2? Ce este? O parabolă. Deci graficul funcției de gradul 2 este o parabolă. Parabolă. Da, este o parabolă. Și are acest punct cel mai de jos în cazul de față, deci este un vârful parabolei, așa se numește, așa, care are coordonatele minus b supra 2a, respectiv minus delta supra 4a. O să încerc să ți le dovedesc așa. Deci minus b pe 2a și minus delta supra 4a. Sau să mai spune foarte limpede, are un punct cel mai de jos. Da? Cel mai de jos, cea mai mică valoare, minus 1 pe 4, mai mică ca asta, ca minus 1 pe 4, nu există. Toate valorile lui Y sunt de la minus 1 pe 4 încolo. Uite, pe tabel dacă ne uităm. Toate valorile lui Y sunt de la, aici trebuie să spun că am aici cea mai
minus 1 pe 4. Valoarea în punctul respectiv. Și toți y-ii sunt mai mari decât minusul pe 4. Deci eu mai spunem că avem de-a face cu un minim de coordonate, minimul, adică un punct, care are coordonatele minus b pe 2a și minus delta pe 4a. Deci cea mai mică valoare a y-ilor este minus 1 pe 4, cea mai mică. Cea mai mică valoare a y-ilor este minus 1 pe 4. Și se atinge pentru cazul nostru pentru cât? Se atinge minimul acela pentru 5 pe 2. Da? Deci când am înlocuit pe x cu 5 pe 2, ai găsit repede minus, minus 1 pe 4. Cu alte cuvinte, x-ul pentru care se atinge minimul este minus b pe 2a. Și valoarea minimului este minus delta pe 4a. Deci, min de f de x, cea mai mică valoare a lui f de x, egal cu minus 1 pe 4, cea mai mică valoare este minus 1 pe 4, și se obține pentru x egal cu 5 pe 2. Se obține pentru x egal cu 5 pe 2. Deci cea mai mică valoare e minus 1 pe 4 și se obține când îi dăm x valoare 5 pe 2. Deci x-ul care asigură minimul minus 1 pe 4 este nu altul decât 5 pe 2. În general, minus b pe 2a. Dar când am obținut așa? Când coeficientul x pătrat a fost un număr pozitiv, iată 1, nu? Deci a egal cu 1, care e un număr mai mare ca 0. Și când am un a mai mare ca 0, obținem așa. Deci pentru a mai mare ca 0, un a pozitiv, da, rezultă că f admite minim a cărui coordonate sunt minus b supra 2a și respectiv minus delta supra 4a. Deci admite un minim de coordonate minus b pe 2a și minus delta supra 4a. Hai să mai studiem o altă funcție tot de gradul 2. Un alt exemplu ar fi funcția f de x. Să luăm pe asta, egal cu minus x pătrat plus 4x minus 3. E x egal cu minus x pătrat plus 4x minus 3. Nu fac decât din nou, să tocmesc tabelul de valori, hai, pornește tu la treabă repede. Deși e fi definită pe el cu valori în el, n-ai niciun motiv de supărare. De acord? Și dăm valorul lui x. E sigur că da. E de 1 egal cu minus 1 la pătrat, e 1, plus 4 din 5, minus 3, 2. Da, e minus 1, de la lui se valoare 1, nu? Da. Deci 1 la pătrat, pătrat este 1. 1, dar rămâne minusul din față. E minus 1 la pătrat. Păi nu-i minus totul la pătrat. Deci nu este așa, minus 1 totul la pătrat. Ci este minus 1 la pătrat. Numai 1 e la pătrat, minusul din față rămâne. Nu ești convins? Încă nu ești convins. Că nu cred. Dacă înlocuim cu 1. Da? Că înlocuiești pe x cu 1, da? Da. Și vine minus. Rămâne el. Dar nu-i minusul totul la pătrat. Da. Numai x-ul care l-ai înlocuit tot. Tu l-ai înlocuit pe 1, da? Deci atenție, înlocuiești pe valoarea asta cu 1. Da. X cu 1. Și tot, e la pătrat numai 1 acesta. Da. Și vine minus 1 plus 4. Minus 3, minus 3, minus 6. Minus 1 plus 4? A, minus 1 plus 4, 3, minus 3, 0. Așa. Deci pentru x egal cu 1, y-ul care îl obții ca imagine este 0. Pentru x egal cu 2? Minus 2 totul la pătrat, egal cu minus 4. Plus 4. Plus 4 e 0, egal cu minus 3. Facem minus 3. Când x-ul este 0, 0 e 0, 4 e 0, minus 3. Da? Face minus 3. Când x-ul este, hai să spunem, 3, y-ul ca imagine, e de 3. Minus 9 plus 12 ar veni
minus 9 plus 12. 3 minus 3 e 0. Este 0, da? E bine? Deci am ocupit, îți facem f de 3, da? F de 3 este egal cu minus, în paranteză, 3 la pătrat plus 4 ori 3 minus 3. Și este egal cu minus 9 plus 12 minus 9. Minus 3. Minus 3, pardon. Minus 3. Și face minus 12 plus 12 este 0, da? În 2. Hai să facem încă o dată în 2. F de 2 ar face minus 2 la pătrat plus 4 ori 2, nu? Minus 3. Și face cât? Minus 4. Minus 4 plus 8. Minus 3. Și cât face minus 4 plus 8 minus 3? 1. Face plus 1, da? Deci imaginea lui 2? 1. Oh. Da? Imaginea lui 2 este 1. Imaginea lui 4, ia să facem și asta, pentru x egal cu 4, f de 4 f de 4 se face 16 ori 6 plus 16, da? Minus 3, minus 3. Egal cu minus 3. Egal cu minus 3. Ce observi? Începe să fie vorba de o simetrie în raport cu ce? Cu ce pereche care e? 1, 3, de la 1. Deci care ar fi Y-ul? Care ar fi X-ul care ar fi, ar aranja Y-ul cel mai mare? Parcă 1 este cel mai mare. Da. 1 minus 3. Deci care este X-ul care face să obțină pe Y egal cu 1? Pentru 2. 2, da. Deci, 2 și 4. Așa asta e perechea, X-ul 2 și Y-ul 4, care, mă rog, merită să fie luată în seamă. Și dacă X-ii sunt simetrici, Y-ii iarăși au valori egale. Iată, 1, 3, adică stânga 1, o unitate m-a dus înapoi de la 2 scăzut 1, m-a dus la 2 la 1, la 3 cu 1, și obțin 0, 0. Când am mers de la 2, 2 unități, adică m-am dus la stânga mai puțin 2 și am dat peste 0 și am găsit minus 3. Iar când m-am dus de la 2, iarăși pe minus 3 de sunt, se vede o simetrie perfectă, da? Hai să vedem 5. E de 5. E de 5 egal cu? Vorbește. 5 minus 5 la a doua. Face minus 5 la a doua, plus 4 ori 5, minus 3, egal cu 25, minus 25, plus 20, 10, 3, minus 3, minus 5, minus 3, egal cu minus 8. Minus 8. Deci valoarea în punctul 5 este minus 8. Da? Valoarea în 1, minus 1, valoarea în minus 1, deci pentru x egal cu minus 1, f de minus 1 cât face? Egal cu minus 1 tot la pătrat plus 4. Minus, fii atent, zice minusul care este aici. Punem în paranteză minus 1 tot la pătrat, așa, da? Da. Plus 4 ori minus 1, minus 3. Și egal cu 1. 1. Minus 4, minus 3. Minus 4, minus 3. Și face? Minus 8. Și face 1 sau minus 1? Ce se spune aici? Face minus 1. Păi minus 1, că a rămas minus 1 din față. Minus 8. Minus 8. Cum era de așteptat. Da. Deci imaginea minus 1 este minus 8 cât a fost în 5. Pentru că m-am dus stânga-dreapta în mod egal. Da? Deci e de cât? De, e tot minus 8. Și acum să reprezentăm. Luăm sistemul de axe. O, X, Y.
așa, și luăm pe x egal cu u0. Cât este la x egal cu 0? X egal cu 0 e minus 3. 1, 2, 3. Când x este egal cu 1, e 0. La 1 este 0. Când x e 2? Y-ul este 1. Deci Y-ul este 1. Paralele se întâlnesc aici. Când X-ul este 3? 0. 0. Când X-ul este 4? 4 minus 3. 4 este vorba de minus 3. 3. Și așa eu am foarte multe valori între 0 și 1. Între 0 și 1 am mulți de aici. Care vor genera mulți Y între cine? Între la 0 este minus 3 și la 1 este 0. Deci vor fi multe puncte puse unul lângă altul aici. Da? Și la fel între 1 și 2 vor avea multe puncte puse unul lângă altul. Și iată cum apare imaginea, care nu e altcineva decât graficul funcției de gradul 2. Ce observ? Ce putem să spunem? Că este tot o parabolă, nu? Are două ramuri. Că este o simetrie perfectă față de axa care trece prin vârf. Că dacă ar fi să suprapun cele două ramuri, da? Aș îndoie tabla după această dreaptă, cele două ramuri se suprapun. Deci asta este o axă de simetrie, putem spune. Că acum, iată, sesizăm, există un punct cel mai de sus, cea mai mare valoare a Y-ilor, punctul ăsta. Că toți Y-ii sunt de la 1 mai jos, da? Uite, și în tabel. Cea mai mare valoare a Y-ilor este 1. Și se realizează pentru X egal cu 2. Iar toți Y-ii de acolo sunt mai mici decât 1. 0, minus 3, minus 8 și cel mai da, mai departe. Deci e vorba de un punct de max, vârful parabolei, care este în cazul nostru de coordonate 2 și 1. 2 este X-ul pentru care am obținut pe Y egal cu 1. Dar este aceeași formulă, minus B supra 2A și minus delta pe 4A. Ia să ne convingem că așa este, adică minus B pe 2A îmi dă 2. 2. Este adevărat, te vezi? Îți dă 2? Deci minus B, B-ul la noi cât? Minus B supra 2A. B-ul este 4. Minus 4. Da, minus 4 supra 2 ori A. 2 ori minus 1. Minus 4 supra minus 2. 2. Deci minus B, X-ul vârfului, egal cu minus B supra 2A. Și egal mai departe cu minus, în cazul nostru, bui 2, minus 2, supra de 2 ori minus 1. Face minus 2 supra 2, minus 2 pe 2, nu? E minus 4 supra minus 2. Minus B, 4 trebuia spus, da. Minus 4. 2. Așa, și face minus 4 pe minus 2, da? Și face 2. 2. Cum am și observat. Iar Y-ul vârfului este minus delta supra 4a, care se înseamnă și f de punctul 2. F de 2. Să vedem dacă așa stau. Minus delta supra 4a, delta putem calcula pe pătrat minus 4ac. 16 minus plus, deci vine 16, b la pătrat 16. Deci delta egal cu b pătrat minus 4ac. Și egal cu 16 minus 4 ori A, ori A care e minus 1, ori minus 1, ori C, care este cât? 3 minus 3. Minus 3. Și egal mai departe cu 16, trebuie să vorbește tu. Minus 4 ori minus 1, plus 4, minus 2. 16 minus 12, delta egal cu 4. 4. Și conform formulei, Y-ul vârfului egal cu minus delta, adică minus 4, minus delta supra 4a și face 4 ori minus 1. Minus 4 supra 4 ori minus 1. Minus 4 care e 1.
Facem 1. Este adevărat? 2 și 1, da. Da? X-ul vârful așa și Y-ul vârful este minus beta supra 4a. Sau pot atât de bine și e de 2, că noi am găsit și pe partea. Să locuim pe X cu 2 și găsim valoarea respectivă. Ce mai putem remarca? Că acum vorbim de un punct de maxim. Dintre toți Y și cea mai mare valoare, nu e vorbim de minim, ci un punct de maxim. E vorba de maxim de coordonate minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Știi tu de ce am întâlnit în momentul ăsta maximum? Pentru că coeficientul X pătrat, cum este acum? Este ce fel de negativ. Negativ. Mai înainte când a fost pozitiv, am avut un minim. Arăta, cum arăta parabola? Cu vârful jos și cu ramul în sus. Când are A negativ, atunci arată cu vârful în sus și cu ramul în jos. Deci putem distinge cele două situații. Și anume, când A e pozitiv, admite un minim, și când A mai mic ca 0, atunci F admite maxim, un punct de maxim, care are aceleași coordonate, minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Deci e vorba de aceleași coordonate. Minus B pe 2A și minus delta supra 4A. Vreau să mai remarcăm faptul că știm acum tot timpul când vorbim de minim și de maxim. Când coeficientul e pozitiv, admite un minim și avem și imaginea parabolei. Vârful în jos și ramurile sus. Da. Da? Când e mai mic ca 0, vorba de un maxim care are coordonatele aceleași. Aceleași, tot minus B. B supra 2A și minus delta supra 4A. Și, în plus, știm și cum arată parabola. Cu vârful în sus de data asta și cu ramurile în jos, da? Da. Tot axe de simetrie și într-un caz în altul, X egal cu minus B de 2A, toate aceste lucruri mă completează mie imaginea în legătură cu funcția de gradul 2. Și aici aș putea să formulez fel de fel de probleme. Am să îți dau una. O formulez o problemă repede. Așa. Și să zicem, să dă funcția f de x egală cu, am să zic de aici, f de x egal cu m x pătrat plus 3m minus 1 ori x plus 2. Da. Așa e funcția dată. Nu mai este precizat foarte tare. Nu sunt coeficienții precizați. Sunt în funcție de o variabilă, de m ăsta. Dau lui m niște valori, am o funcție de grad 2. Dau lui m o altă valoare, altă funcție. Da? Se schimbă la fiecare valoare a lui m. Unde fac precizarea că m este un număr real. M număr real. Sigur, funcția e definită pe el cu valoare în el, n-am nicio îndoială. Și acum, zic, să se determine valorile lui M, astfel încât funcția să admită un minim deci funcția să admită un minim de valoare minus 5. Deci am un minimul lui f de x e egal cu, cât am zis? Minus 5. Valoarea minimului, da? Ori noi știm așa că minimul când se realizează? A,
am specificat. Când admitem un minim? Când am e pozitiv. Deci, spunem, există minim, există minim din F de X. Pot vorbi de minim. Dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, AU este mai mare ca 0, nu așa? Da. Atunci vorbesc de minim. Dar cine este AU în cazul nostru? AU. Este M. Deci asta ar fi echivalent cu a spune că M mai mare ca 0. Deci o primă condiție ca să deschid gura și să pronunț minim este să cer obligatoriu ca în dată coeficientul lui X de acolo, al lui X pătrat, care iau, să fie un număr pozitiv, nu? Mai mare ca 0. Dar problema cere mai mult. Valoarea minimului, da? Valoarea minimului, deci min de F de X să fie minus 5. Adică ce trebuie să arăt eu? Cine este min? Min de F de X egal cu minus delta pe 4A. Asta e minimul. Minus delta supra 4A. Și să fie egală cu ce cere ieșiți? Cu minus 5. Deci, valoarea minimului, adică minus delta pe 4A, este egal cu minus 5. Și acum lucrez. Echivalent cu? Echivalent cu a spune că minus delta egal cu 4 ori 5, 20, cu minus 20 A. Minus 20 A. Da? Minus cu minus renunțăm, mulțim cu minus 1 și asta s-ar traduce în aceea că delta egal cu 20 A. Deci delta e 20 A. Și faptul că delta e egal cu 20 A, scriu cine e delta ca formă. Echivalent va spune că B pătrat minus 4AC egal cu 20 A. Ce înseamnă echivalent cu? Cine e B în cazul nostru? M. 3M minus 1. Tot coeficientul lui X. Deci zicem, 3M minus 1 mulțit cu X plus sau minus 4 ori A. Au cine? M. M. 4 ori M plus 2 egal cu cât zice cu 20 A. Adică 20 A, A cât este? M. 20 M. Deci trebuie să am B pătrat, adică 3 minus 1 la pătrat, deci 3 M minus 1 la pătrat, minus 4 ori M ori 2, da? 4 ori M ori 2, să facă 20 M. Să lucrăm în relația asta, echivalent. Te rog să vorbești. Formula aia, vine 9 M pătrat. 9 M pătrat. Minus, minus 6M. 6M plus 1. Egal cu? Sau minus este mai departe. Minus. Ba nu, minus 1 la fel. A, plus 1, așa, minus 1. Minus 4M. Minus 4 ori 2, minus 8. A, minus 8M. Minus 20. Am dus în stânga, egal cu 0. Da. Echivalent cu? Adică? Putem să ducem o formă mai simplă. 9 e împătrat, mai ducem de asemenea. 9 e împătrat, minus 6 e și cu minus 14 e. Da, și cu minus 20. A, minus 24 e. 16 cu 20, minus 34. 34 e. Așa, plus 1 egal cu 0. Echivalent cu? Hai să lucrăm ecuația asta de gradul 2, nu? Eu poate gradul, că este rădăcini și așa sunt valorile. Deci M1, 2 egal cu jumătatea lui 34, 17 plus formula pe jumătatea lui 17 plus minus radical de 17 la pătrat fac 289 minus AC.
nu 4 AC, ci numai orice. 9 ori 1, 9. Supra A, nu mai zicem 2A. Supra 9. Și va fi egal cu 17, plus minus radical din 280, totul supra 9. Deci 17 plus minus radical din 280, totul supra 9. Ei, aș putea să mai scot acolo 28, cum aș putea să scriu că este egal? Hai să-l descomplim pe 280. Merge prin 2 ori 5, din cauza lui 10, apoi rămâne 28, prin 2, 14, prin 2, 7 rămâne. Deci putem spune că 280 este egal cu 2 la câta? 2 la 3-a, ori 5, ori 7. Și atunci M1, 2, egal cu 17 plus minus radical din 2 la 3 am vorbit, nu? Yeah. Radical din 2 la 3 ori 5 ori 7. Totul supra 9. Și face 17 plus 2 la 3 iese un 2 la 3 face 2 la 2 ori în 2. Și 2 la 2 scapă de sub radical și rămâne doar un 2 ori 5 ori 7. 7 ori 5. Deci vine radical din 70. 2 o pun în față, radical din 2 ori 5, 10 ori 7, 70, nu? 70, totul supra 9, un M1 și alt M2, egal cu 17, minus 2 radical din 70, supra 9. Practic, întrebarea era așa. Care sunt valorile lui M pe care dacă le înlocuim și trasăm graficul, vom avea un punct de, cum am spus, punct de minim de valoare minus 5. Răspunsul. Valorile lui M pe care le putem înlocui să obținem rezultatul acesta sunt 17 plus 2 radical din 70 pe 9 și 17 minus 2 radical din 70 pe 9. Sunt două valori. 17 plus și 17 minus. Deci, am rezolvat practic problema. S-a cerut așa, să-ți găsească valorile lui M, pentru care avem funcția aceasta, admite un minim. Noi am specificat că au trebuie să fie cât? Ca să vorbesc de minim. Pozitiv. Pozitiv, da. Ei, două sunt valorile. Deci avem o dată M1 egal cu cât am spus, 17 17 plus 2 radical din 70 supra 9. Așa, supra 9. Și M2 egal cu 17 minus 2 radical din 70 supra 9. Ei, care sunt? Amândouă sunt pozitive? Ce părere ai? Sunt amândouă pozitive? Nu. Este una pozitivă și una negativă sau cum? Sau amândouă sunt negative? De fapt, da, amândouă sunt pozitive. Să am două pozitive, da? Pentru că 17 plus 2 radical 70 sigur e pozitiv. Pozitiv, da. Și cealaltă 17 minus 2 radical 70 și aceea e pozitiv. Când locuim pe 4, da, îl ducem 4, 7, 280, da, iar 7 și la pătrat 289, da, e clar că e delta pozitiv acolo, deci sunt amândouă valori pozitive, că 289 e mai mare decât 280. În final, amândouă valorii sunt bune. Cum trebuia să fie el ca să vorbesc de un minim? Cum trebuia să fie? A, mai mare ca 0, da? M1, M2 sunt mai mari ca 0. Deci asta e mai mare ca 0 și asta e mai mare ca 0. Înseamnă că amândouă sunt bune. Deci răspunsul ar fi că M aparține mulțimii valorilor M1, respectiv M2. Pe amândouă le luăm, amândouă ne convin și cu asta am răspuns egeșițiile. Da, ai putut face exercițiul ăsta fără să știi următorul lucru. Când admite maxim, când admite minim. Deci, neștiind că, iată, vorbim de un minim și pui condiția de bază e mai mare ca 0, adică au mai mare ca 0, nu aveai cum. Și că să vezi valoarea minimului.
valoarea minimului este minus delta pe 4A. Neștiind că e minus delta pe 4A și se egalezi cu minus 5, nu poate face nimic. Deci două lucruri. Când vorbim de minim, când vorbim de maxim, și care e valoarea minimului și a maximului. Da? Care e valoarea minimului și a maximului respectiv. Să o prins formul, îmi punesc altfel și ea.